continuă, schimbare și adaptare în comunism și post-comunism, lui Cătălin Augustin Stoica. Alături de mine se află, desigur, autorul și jurnalistul și producătorul de Marian Volte, de asemenea autor a două volume publicate nu de mult la editura Comunitas, pe care vă recomand să le descoperiți de acum ați făcut-o până acum. Forumul Cătălin Stoica face parte din seria de istorie contemporană, coordonată la editura Comunitas de istoricul Cristian Vasile și profesorul Vladimir Tizvanean. Avem așadar în față un volum de istorie, însă ceea ce vă propune în acest volum și autorul său de potrivă este o viziune nouă asupra istoriei recente, mai precis asupra ultimelor 7 decenii din trecutul României. Când spun o viziune nouă, mă refer la viziunea sociolog, căci pentru cei care nu sunt familiarizați cu cariera de istorică, acesta este un reputat sociolog care are toate mijloacele și experiența necesară realizării unui cercetări de o asemenea învergură. Cartea are ca temă principală continuitatea și, mai precis, continuitatea unor practici, obiceiuri, personalități, împăcutenite și făcute celebre în perioada dinainte de 1989 și cosmetizate, reluate, adaptate la perioada de după 1990. Voi da acum cuvântul lui Marian Volte, care cu siguranță vă va spune mult mai multe despre această carte, însă nu pot face asta înainte de a vă îndemna să o citiți. Și sunt convinsă că stilul lui Cătălin Stoica și informațiile pe care le-ați descoperi vor fi atât utile, dar și pe placul dumneavoastră. Mulțumesc!